La început de an, buzoienii își pot reduce din impozitele pe care trebuie să le achite în contul primăriei municipiului Buzău cu un procent de 10%. Pentru a beneficia de scăderea cuantumului taxelor, contribuabilii trebuie să achite suma datorată până în luna martie. Și în acest an, primăria municipiului Buzău, prin hotărârea Consiliului Local din luna decembrie, atunci când au fost aprobate taxele și impozitele pentru anul 2023, oferă acea reducere de 10% pentru toți contribuabilii, persoane fizice, care își achită taxele aferente anului 2023 până la data de 31 martie. Pentru a evita cozile interminabile din fața Direcției Economice, buzoienii sunt sfătuiți să achite online. Reamintim buzoienilor faptul că taxele și impozitele pot fi plătite atât la ghișeele primăriei municipiului Buzău, cât și online, prin intermediul celor două aplicații disponibile. Mă refer aici la ghișeul.ro, dar și la aplicația de taxe online ce poate fi accesată pe site-ul primăriei municipiului Buzău. Sunt câțiva pași foarte simpli pentru deschiderea unui cont online, apoi fiecare an taxele pot fi achitate exclusiv online, astfel încât cetățenii pot evita cozile de la ghișee ce se formează în aceste zile. Nivelul taxelor și impozitelor în anul 2023 a fost mărit cu 5%, indexarea fiind dată de rata inflației.